Salutare, dragii mei prieteni! În această lecție aș vrea să mai rezolvăm careva exerciții asupra la fișiere în limbajul C. O să începem cu primul exercițiu. Haideți să trecem repejor la lucru. Să-ți copii tot conținutul unui fișier src.txt într-un alt fișier dest.txt. Deci src asta ar fi surse, dest, destinație, destination. Bine, haideți să începem lucrul. Trec în Visual Studio Code. Aici este structura proiectului meu. Haideți să o creez o mapă nouă pe care o să o numesc Files. Și aici o să fie toate fișierile noastre. O să creăm un fișier src.txt. Și o să avem aici careva text. Ok, iată e cam ceva de genul. Haideți să încercăm să copiem tot acest conținut într-un alt fișier. Cum noi asta putem face? O variantă ar fi să copiem caracter cu caracter din acest fișier într-un alt fișier în dest.txt, dar asta nu este eficient deoarece atunci când voi faceți un fscanf din file, voi mereu apelați, mergeți la hard disk, faceți o întrerupere și extrageți datele de acolo. Ar fi poate mai eficient noi să citim tot rândul, da? Să citim rând cu rând, asta ar fi mai rapid, da? Dacă aici avem 5 rânduri, deci noi am face efectiv 5 apeluri la fișier. Dar dacă ar fi, spre exemplu, 100 de caractere pe 5 rânduri, păi noi ar trebui să citim toate aceste 100 de caractere și facem 100 de apeluri la fișier. Asta ar fi mai lent. Deci dacă doriți să copiați, poate, un fișier dintr-un fișier în altul, folosiți mai bine fgets. Haideți să încercăm să facem acest program. O să avem o funcție. Haideți să facem o funcție, să facem frumos void copy from to. O să avem sursa, deci sursa la noi o să fie un șir, sau șirul poate să fie un char pointer, src, paf-ul, src, paf, și char pointer, destination paf, de unde noi dorim să copiem acest fișier. Când o să apelăm această funcție, pur și simplu copy from to files, luăm calea relativă, files src.txt, copiem în files slash dest.txt. Ok, putem să facem în felul următor, nu e nicio problemă. Mai departe, copy from to, deci aici o să avem nevoie de două fișiere, file pointer src, file pointer destination, destinație. Ok, încercăm să deschidem sursa, src egal cu fopen, deschidem, așa, care e denumirea fișierului sau pf-ul. O să fie srcpf pe care noi l-am transmis ca parametru și modul o să luăm doar read-only. Spre să spunem că noi dorim doar să citim din sursă. Așa, și haideți să deschidem și destinația. Dest egal cu fopen. Destination path. Destination noi deja îl deschidem la W, pentru că noi copiem tot conținutul din sursă în destinație. În destinație noi trebuie să scriem ceva. Deci avem write. Ok, după aceasta, ce o să facem noi mai departe? Verificăm dacă sursa și destinația s-au deschis, if src egal cu null, sau destinația egal cu null, dacă cel puțin unul din fișiere nu s-a putut deschide, o să afișăm un error. Printf. Și o să ieșim din program. Am putea face un if separat ca să vedem mai în detalii care eroare totuși avem. Da? Dar acum dacă să facem repejorul, să facem ceva genul. Și o să ieșim din program cu un cod de execuție cu un succes, spre exemplu, minus 1, 1, 2 și așa mai departe, ceva diferit de 0. Ok, deci asta la noi a fost validarea. Acum începem să lucrăm cu rândurile noastre. O să copiem fiecare rând din sursă, unul câte unul și o să le inserăm în interiorul la destination.txt. O să mai avem nevoie de un buffer, da? Asta la noi o să fie un char array buffer. Așa, o să avem o mărime constant int, haideți să presupunem că asta o să fie 100. Asta o să fie la noi buffer size, buff size egal cu 100. Și bufferul la noi o să fie de mărime buff size, constantele le numim cu litere mari. Ok, și dacă o să încercăm să facem în felul următor, o să avem o eroare, dar noi cunoaștem pointeri, putem face asta cu ajutorul la memorie dinamică și să nu ne complicăm aici cu chestiile acestea de constante, putem face în felul următor. Deci bufferul o să fie un char pointer, un tablou de charuri și o să alocăm memorie pentru acest buffer. Buffer egal cu malloc
да, утилізує malloc, требеше ді інклуз, лібрерія, stdlib, stdlib.hash, фачу malloc, la size of char, і un octet, dar oricum, să facem frumos size of char din mulțit cu buffer size. Ok, deci alocăm memorie dinamică și convertim asta totul în char pointer. La compilatorul acesta nu o să fie probleme, dar la unele compilatoare sau la unele flaguri setate la compilator poate fi probleme. Deci am alocat acest buffer, la urmă noi o să-i facem free la sfârșit de funcție, ca să nu uităm de lucrul acesta, free buffer, și totodată o să închidem fișierele noastre, fclose, src și fclose destinația, dest. Ok, și aici deja o să fie lucrul nostru principal. Deci atât timp când noi o să putem citi din surse, o să înscriem tot conținutul în destinație. While fgets returnează null dacă nu mai poate citi din fișier. Unde citim? În bufferul nostru, deci transmitem buffer, variabilă buffer, referința la buffer. Max count, asta ar fi maxim cât putem citi din file, maxim 100 de caractere sau buff size. Maxim de pe un rând putem citi 100 de caractere și stream-ul, de unde citim? Din sursă. Atât timp cât e diferit de null. Ok. După aceasta, aici în interiorul acest while, noi să înscriem datele în file-ul nostru destination. Haideți să utilizăm fprintf, deoarece l-am studiat la lecțiile interioare. Unde înscriem, în ce stream, în destinație înscriem, sub ce format, sub format %s și mai departe o să indicăm care șir noi îl înscriem, deci înscriem buffer-ul. În mare parte de aceasta o coladă deja nu mai avem nevoie. Mai jos o scriem precum că programul s-a executat cu succes. Program executed. Și o să punem un slash n. Ok, recompilez. Și pornesc. Programa s-a executat. Dacă să ne uităm în dest.txt, avem tot conținutul copiat. Deci iată sursa, iată destinația. Observăm că exercițiul s-a efectuat. Bine, haideți să mergem la următorul exercițiu. Următorul exercițiu este exercițiul numărul 2. Se dă un fișier cu salariile unor angajați. Salariile sunt păstrate sub forma nume, prenume, salariu. Da? Deci asta e nume, prenume, lipite aceste șiruri unul de altul slipite, poate spus, și separat prin underscore. Bine, spațiu, salariu. Ok. Fiecare înregistrare este separat pe un rând nou. Deci dacă să avem cam ceva de genul, eu am să șterg fișierele vechi, nu avem nevoie de ele. În files.exe am să adaug salarii.txt, spre să spunem, sau salarii.in, haideți să numim .in, de obicei cam la exerciții de genul să numesc salarii.in. Ok, și salariul o să fie cam ceva de genul Muntean Sergiu și salariul lui, de exemplu, 4000. Ok, iată avem salariații noștri, nume, prenume, spațiu, salariu, iar acum se cere lucrul următor. Se cere de a mări salariul minim din acest fișier cu 20% și de a salva fișierul cu datele noi. Adică noi trebuie să luăm salariul la Ciobanu Ion, primești, și să-l mărim cu 20%. Prin urmare, noi o să facem un update la fișierul acesta și Ciobanu Ion o să aibă un salariu cu 20% mai mare. O să utilizăm, cred că în acest caz, structuri. O să utilizăm până ce structuri cu memorie statică. Încă nu ne-am învățat cum să utilizăm structurile cu memorie dinamică. Asta o să facem la lecțiile următoare. Deci o să facem un tablou de structuri în care fiecare înregistrare o să aibă structura următoare. Nume, prenume, adică o să fie un char array sau un string și salariu. După cum observăm din fișier, în cazul acesta salariul este doar din date int, poate fi și float. Poate luați în calcul și cazul acesta. Spre să spunem că noi nu avem salariu în bănuț, o să fie simplu int salariu. Da? Bine, o să șterg conținutul de la programul vechi și haideți să ne aducem aminte un pic de structuri, structuri simple. Deci o să avem structurile. Cum se definește o structură? Cuvântul key struct, pe urmă denumirea la structură, de exemplu employee, ceea ce înseamnă angajat sau salariat, employee, și o să avem următoarea structură. Deci o să fie numele, prenumele, char, name, haideți presupunem că poate fi din maxim 60 de caractere,
да, но с некомпликом речку бемор динамика, ши его совем int salary. Кари саларю луй, адис пресфоним к есть тип int. Бене речку понем пункт виргулы, я раком вам кря он табло, где employee. O să alocăm din timp careva memorie pentru structura noastră, pentru array de structuri. Deci struct employee, o să numim acest tablou employees sau angajați. Nu, haideți să presupunem că în fișier poate fi aici maxim vreo 30 de employee. Ok. Mai departe, dacă eu am să adaug totuși aici type dev struct employee ca employee, eu aici deja în cod nu numai decât să indic struct, este de ajuns să scriu pur și simplu employee, este mai citibil, da? Deci type dev struct employee permite, pe urmă să utilizăm pur și simplu în loc de struct employee, simplu employee, peste tot locul în cod. Ok, avem angajații noștri, iar acum vom face o funcție care va citi toți acești angajați din fișier. Deci void read employees. Așa, o să transmitem employee noștri, employees, și așa, asta la noi o să fie un array, da? Employee, employees, un array, și o să transmitem ca parametru și sursa, de unde noi citim, char, pointer, src, path, fișierul din care citim, și totodată această funcție va trebui să returneze mărime, câți employee noi am citit din file. Deci o să avem nevoie de un int pointer count, câți noi am citit. Dacă să restructurăm aici un pic codul, ar fi mai logic să avem la început sursa, apoi employee, iar apoi câți employee. Deci o să avem aici în main și o variabilă count. Când vom apela read employees, vom transmite path-ul nostru de unde citim, din files slash salary.in. Așa, pe urmă o să citim în tablou employees și count-ul o să transmitem adresa lui count ca să putem păstra aici câți salariați au fost citiți. Sau putem altfel face. Putem face ca această funcție să returneze un int și asta o să fie câți utilizatori noi am citit de facto din fișier count. Da? Și aici deja nu mai avem nevoie să transmitem variabilă count. Count egal cu read employees. Ok. Mai departe, vom deschide fișierul nostru, file, pointer, src, așa, deschidem fișierul, src egal cu fopen, src path și o să-l deschidem, iată aici, atenție, o să-l deschidem, deci această funcție vă face doar read, ea doar citește, înseamnă că noi o să avem aici simplu R. Da, verificăm dacă fișierul s-a deschis, if src egal cu null, înseamnă că o să avem o eroare, printf, eroare la deschiderea fișierului. Așa, și vom ieși cu un cod, de exemplu, negativ. Asta la noi a fost 4 și la urmă, dacă totuși noi am deschis acest fișier, o să-l închidem. Fclose, src. Bine, dacă totuși s-a primit să deschidem acest fișier, trebuie de citit datele din acest fișier și datele noi le vom citi în formatul următor. Da? Vom citi din src sub formatul %s spațiu %d. De ce %s spațiu %d? Deoarece %s stringul numele, spațiu %d salariul. %s spațiu %d, pe urmă indicăm al treilea parametru, asta la noi o să fie unde noi citim, în ce variabile noi citim. Ok, o să vedem asta, dar o să facem un while, atât timp cât putem citi din fișier, atât timp și o să citim. While fscanf diferit de end of file, aducem aminte de end of file sau codul minus 1, iată aici se arată minus 1, dacă fscanf a returnat minus 1, înseamnă că nu mai putem citi din fișier. Și unde noi totuși o să citim? Noi o să citim în tabloul nostru employees. Primul employee sau acest employee va fi pe indicele 0, acesta pe 1, 2, 3 și tot așa. Deci o să avem nevoie încă de o variabilă contor, int i. Int i, acest i la noi va fi 0 la început. Așa, citim. Și citim în employees. Employees cu indicele i, punct, name. Deci aici apersant nu am pus, deoarece la string-uri vă aduceți aminte, apersant nu spune. Și o să citim în employees de i, punct, salary. De ce îți primește aici? Eu citesc rând cu rând în employee de 0, pe urmă în employee de 1 și tot așa. Și mai jos, pur și simplu, o să fac un i++.
De ce îți primește aici? DAX a primit să apelăm acest FSCANF, el va citi datele și după aceasta va face un I++, da? Va elibera loc pentru următorul salariat. La urmă, noi vom returna valoarea lui I. Ultima valoare care o avem în I, asta o să fie câți salariați noi am citit de facto, da? Ca să verificăm lucrul acesta, putem să facem aici un printf și îl pornesc. Așa, undeva avem o greșeală, da. Spuneam că aici nu trebuie depus apersant, dar aici la salariu numai decât trebuie depus apersant. Pentru că noi aici transmitem deja o adresă la o variabilă, dar când transmitem un tablou, vă aduceți aminte, când se transmite tablou, se transmite referința la el. Asta e deja o adresă. Aici apersant nu e numai decât depus. Iată, aici ar trebui depus apersant. Ok. Mai compilez o dată și count egal cu 6, da? Deci avem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ceea ce e corect. 6 salariați s-au citit din fișier. Eu sper că datele acolo s-au citit corect. Mai departe, noi trebuie să avem o funcție care va găsi salariul minim sau va lua și va mări salariul minim. Deci o să facem în felul următor. O funcție void, add salary to min, adăugăm salariul la minim și o să transmitem tabloul nostru de employees și câți employee noi acolo avem, count. O să avem nevoie și de count. O să apelăm aici această funcție, add salary to min și o să alegem employee, iar apoi count, câți employee totuși sunt acolo, add salary to min. Și o să facem în felul următor. Noi avem deja tot tablou cu înregistrări, o să iterăm prin el și o să găsim valoarea minimă, int min, pe lângă aceasta int min index. Bine, vom itera prin acest tablou for int i egal cu 0, i mai mic ca count, i++. Așa. If, așa, min index și min, haideți să presupunem că min la noi va fi egal cu employees de 0. Deci vom lua salariul la primul employee socotit ca minim și pe urmă vom începe algoritmul nostru. Eu cred că toți știu algoritmul de căutare a valorii minime într-un tablou și min index la noi să fie egal cu 0. Pe urmă putem începe numărarea deja de la 1, pentru că primul, pe cel cu indicele 0, noi deja îl avem în minim. Dacă employees de i punct salary este mai mic ca valoarea minimă găsită până acum, atunci se primește că noi salvăm valoarea minimă, min, egal cu employees de i punct salary și min index. Indicele minim o să salvăm. Min index o să fie egal cu i. La ce indice îți găsești salariatul nostru cu salariul minim? Bine, după aceasta, după ce ne-am ieșit din acest for, noi să avem salariul minim al lui și indicele minim. În principiu, noi o să ne trebuiască doar indicele minim și o să facem în felul următor. Employees de min index cu salariu, cu indicele la salariu minim, punct salary, egal cu, deci o să luăm și o să mărim salariul curent, employees de min index, la salariul lui curent o să adăugăm 20%. Deci o să primească aici un cod destul de lung, acum noi o să-l scurtăm. Asta o să fie salariul lui curent plus salariul lui curent demulțit cu 0 întreg și 2, plus 20%. În principiu, asta se poate de modificat și de făcut cam ceva genul. Plus egal, employees de min index, punct salary, demulțit cu 0 întreg și 2. Iată, am mărit salariul lui și pe urmă pur și simplu ieșim din funcție și facem un return. Bine, deci am mărit salariul, numele a rămas intact. După aceasta vom înscrie datele în fișier. O să avem o funcție void, write employees, care pf, deci files, slash salary.in, char pointer src path, egal cu, dacă ceva să avem un singur punct de modificare a sursei, da, src path, și aici la fel src path. De ce e bine așa de făcut? Dacă schimbă calea, nu trebuie să modificat nici aici, nici aici. Se modifică doar aici și schimbările se propagă mai departe. Write employees și o să transmitem src path, unde noi înscriem employee noștri și count, câți noi trebuie să înscriem în fișier. Bine, facem funcție de write,
right employees, așa, și parametrii noștri, o să fie char. După aceasta o să transmitem tabloul nostru, employees, și count. Int count. Int count. Și o să facem felul următor. Deschidem share-ul nostru, file pointer. Destination. Destination egal cu fopen. Destination path. Și deschidem share-ul cu dreptul right. Ok, verificăm dacă noi putem deschide acest share. If dest egal cu null, asta la noi să fie eroare. Printf eroare la înscrierea datelor. Și la fel exit, să vedem codul minus 2 deja o să fie. Bine, după aceasta, dacă noi totuși am putut deschide share-ul, o să înscriem toate datele noastre în file. Deci o să avem nevoie de variabil contour sau putem asta face cum for. For int i egal cu 0, i mai mic account, i plus plus, o să facem fprintf, o să înscriem în fișierul nostru, în care fișier în destinație, sub formatul %t spațiu %d, lucrul următor. Employees de i punct name virgulă employees de i punct salary. Ok, închidem share-ul nostru și ieșim din funcție, return. Bine, haideți să vedem ce se primește la noi, dacă n-am greșit nimic, eu recompilez și îl pornesc. Da, am înscris în share, dar am uitat de slășenuri. Deci eu acum o să separ toate lucrurile noastre și haideți să urmărim încă o dată ce se primește la noi. Deci salariul minim acum este la muntean Sergiu, 4800. Atunci când înscriem în share, aici la fprintf mai adăugăm și un slășen. Așa să fie totul bine. Deci recompilez și pornesc. Main.exe, haideți să ne uităm. Deci iată, s-a mărit salariul la muntean Sergiu, era 4800 și acum e 5760. Da? Dacă se deschid calculatorul, o să fie 4800 plus 20%. Este 5760. Deci datele s-au salvat. Ok, bine, asta la noi a fost al doilea exercițiu. Haideți să luăm și să încercăm să facem unul din aceste două. Cred că a patrulea exercițiu o să rămâie de sine stătător de făcut. O să încercați să vă antrenați abilitățile. Iar noi a treilea acum o să-l facem împreună. Într-un fișier sunt păstrate notele elevilor la proba de bac la limba engleză. Fiecare separat pe un rând nou. Să se adauge la sfârșit de fișier media acestei probe. Haideți să ne închipuim că avem ceva de genul. Deci o să adaugăm fișier nou. Engleza.bac. Asta sunt notele noastre, fiecare separată pe un rând nou și la urmă trebuie să fie afișată media la aceste note. Nu știu, spre exemplu, s-a calculat 7-75. Asta e un număr aleator, acum nu o să calculez media, dar asta trebuie să facă programul nostru. Deci la sfârșit de fișier trebuiește adăugată media la aceste note. Nu o să avem nevoie de tablou în acest caz, poate de făcut și fără tablou. Deci haideți să începem lucru. Aici deja structura este mai simplă, nu o să avem nevoie de structură la noi în program. Așa. Bine, bine, bine. Haideți să trecem la lucru. Deci o să avem o funcție void calcMedia. O să numim funcția limba română. Void calcMedia și haideți să presupunem că ea încă returnează media calculată, da? Să facem ceva de genul. Bine, și o să primească ea ca parametru char pointer src path sursa la fișierul nostru. Pe urmă, în principiu, asta e tot. Trebuie să știm doar de sursă. Deci calcMedi, intMedi și Medi o să fie egal cu calcMedi. Calculăm media la fișierul nostru din mapa files engleza.bac. Ok, deschidem file-ul. File. Pointer file. File egal cu fopen. De unde? Sursă. SRC PAF. Îl deschidem cu append. Append. Append plus. Deoarece noi dorim și să citim și să adăugăm în acest file. Vom citi toate mediile și o să avem aici o variabil int medi și o să mai avem nevoie, cred că, de un contor. I. O să facem fscanf.
atât timp cât putem face fscanf, while fscanf din file sub format %s în variabilă. Așa, o să mai avem nevoie încă de variabilă int nota. Deci asta o să fie nota pe care n-am citit-o acum. Nota. Da, și pe lângă aceasta media trebuie să fie de tip float, float media sau double, dacă dorim o precizie mai mare. Deci dacă noi putem citi while not end of file, o să facem lucrul următor. Deci aici să calculăm media. Ca să nu uit, dacă nu putem deschide fișierul, if file egal cu null, o să avem eroare. Exit cu codul minus 1. Ok, mergem mai departe. Fscanf. Am citit nota. Pe lângă aceasta, noi să avem nevoie de un contor care să păstrează câte note n-am citit. Da? Pentru că media se face din notele citite. Deci am citit o notă. Înseamnă că după ce n-am citit notă, o să facem i++. După ideea, da, am citit o notă, deja avem una. I++. Mai avem încă o nevoie de o variabilă pe care o să o numesc suma. Ok, bine. Mergem mai departe. O să adăugăm la suma noastră sum plus egal nota. Deci o să facem suma la toate notele și suma la fel o să fie egal cu 0. Deci asta la noi o să fie variabilă suma. Luăm suma la toate notele, iar apoi media va fi egală cu suma de împărțit la numărul de note, la i. Și fiți atenți că aici la noi este, așa, aici e media și aici e int din împărțit la int. Rezultatul când împărțim un int la int, rezultatul la fel o să fie un int. Așa că ar trebui să transformăm cel puțin o variabilă din acestea două în float. Și pe urmă când o să facem împărțirea, rezultatul o să fie o medie flotant. Da? Dacă o să fie, de exemplu, dacă, de exemplu, o să lăsăm în felul următor și o să fie careva cifre după virgulă, ele să fie ignorate. Pentru că rezultatul se face cast la int. Dar dacă o să avem cam ceva de genul, noi facem cast la suma de tip float. Și când se face împărțirea la float și int, rezultatul va fi un float, da? Dar aici când avem int împărțit la un int, rezultatul va fi un int. Aici, float-ul din împărțit la int, rezultatul o să fie un float. Și returnăm media, da? Returnăm media sau media. Aici o greșeală, nu-i procentez, dar procente, pentru că nota e sub format de procente. Și după aceasta ar trebui de adăugat media la sfârșitul fișierului. Fprintf. Și să adăugăm în file-ul nostru media. Media o să punem dintr-un rând nou, da? În fișierul file și o să punem în rând nou, iar apoi o să înscriem media noastră, media slash n. Așa, după aceasta o să indicăm, da, media la noi format %d, mă scuzați, %d și transmitem variabila media. Haideți să vedem ce s-a primit la noi, așa. La urmă noi returnăm media noastră. Deci după cum vedeți nu este necesar de un tablou, noi putem asta face și fără tablou. Recompilez și pornim. Pornim. Așa, haideți să vedem ce avem la engleza.bug. Așa, rezultatul la noi e 0 aici. Rezultatul la noi aici e 0. Haideți să vedem ce totuși s-a primit la noi aici, am greșit noi. Să fișăm care media totuși printf. %d, virgulă media și la engleza.bac noi o să ștergem acest 0. Pornim încă o dată programul. Media s-a primit 7. Deci aici, repijor, să ne uităm, trebuie să depus variabila aceasta să fie de tip float. Și aici când facem fprintf, facem sub format de %f. Și în deopște putem pune %.2f, că ne interesează doar două cifre după virgulă. Din nou este o mică greșeală și din cauza aceasta am avut acolo 0. Grabă strică treaba și aici calc media va returna float deja, da? Iată, limbajul C în unele momente nu ne spune de erorile sale. Ok, acest printf nu ne mai trebuiește și iată aici noi tot am uitat schimbăm din %d în %f. Îl șterg. La urmă totodată nu uităm și să închidem fișierul nostru după ce am terminat să lucrăm cu el. Fclose, file, recompilez și pornesc programul. Programul s-a pornit, dacă o să ne uităm în engleza.bac, o să vedem deja media corectă, e 7363. Eu presupun că media este corectă, puteți să încercați să vedeți, să calculați. Vă rog frumos să vă uitați la acest exercițiu, să încercați să-l faceți de sine stătător, dacă doriți.
Iar dacă nu se va primi, totuși o să facem asta la o lecție aparte. Video s-a primit destul de lung. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem la următoarele lecții. Avem mult de vorbit. Avem de vorbit despre structuri alocate dinamic. Avem să vorbim despre tablouri bidimensionale, pointeri și tablouri bidimensionale. Eu vă mulțumesc. Ne revedem în curând.